Constanța se află sub cod galben de intensificare ale vântului valabil de astăzi de la ora 11 și până mâine dimineață la ora 10. Din această cauză și porturile au fost închise de ieri de la ora 17. A fost cod galben de vânt astăzi la Constanța. La rafală, vântul a suflat cu viteze care au atins până la 75 de km pe oră, iar pe mare a fost furtună de gradul 8 pe scara Beaufort. Valorile au atins astăzi până la 8 metri înălțime în largul mării. Din cauza condițiilor neprielnice, toate porturile de la Marea Neagră au fost închise, manevrele de încărcare-descărcare a navelor interzise, iar comandanții sfătuiți să întărească legăturile navelor la cheu. Izolate în județul Constanța, au căzut precipitații slabe, mixte și s-au format condiții de polei, iar veștile proaste nu se opresc. Zilele următoare, vremea geroasă va pune stăpânire pe litoral. Astăzi, până la ora 23, deci până pe 11 la ora 23, suntem sub un cod galben de vânt, cu rafale de 55-65 de kilometri și mai ridicate pe litoral rafale de 65-75 de kilometri pe oră. Intensificări de vânt vor mai fi la nivel de informare și în cursul nopții și zilei următoare de ziua de miercuri. Vremea e în continuă răcire. Zilele acestea va deveni deosebit de rece noaptea și dimineața, noaptea de miercuri spre joi, când temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 11 și minus 8 grade. Constanțenii sunt deja familiarizați cu vântul care suflă cu putere iarna pe litoral, dar cu toate acestea priveliștea mării agitate îi încânt așa că se îmbracă gros și vin să o surprindă în fotografii. Îmi place cum e, chiar dacă e agitată, chiar dacă e furioasă, dar indiferent de vreme, mă sper să sunt îmbrăcată bine și nu. Foarte mișto, frumos, dar singur. Nu mă sperie, că n-am de ce să mă sperie, că îmi place. Frumoasă, tare. E plăcut așa, e de bate vânt. Asta e la noi, în Dobrogea. Vă place să admirați marea așa agitată? Obligat. Îmi place și când nu e, mai mult când nu e. Pentru a evita accidentele, cetățenii sunt sfătuiți să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto sunt rugați să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. Atenționarea emisă de meteorologi este valabilă până mâine dimineață la ora 10.